În momentul de față, bursele de performanță sunt de 200 de lei, cele de merit sunt de 25 de lei și vor crește anul acesta cu încă 10 lei pe lună. Bursele de studiu vor ajunge la 30 de lei, iar cele sociale sunt de 100 de lei. Noi am cerut primăriei municipiului Constanța creșterea cuantumului burselor la 60 de lei bursa de merit, 150 de lei bursa de studiu și 250 de lei bursa de ajutor social. Anul trecut au beneficiat de burse peste 400 de elevi din Constanța. Anul acesta au fost depuse puțin peste 100 de dosare. Numărul mic, spun reprezentanții Asociației de Elevi, nu ar fi cel real. Am discutat astăzi cu viceprimarul Constanței, Costel Solțeanu, care ne-a asigurat că până luna noiembrie se vor depune toate diligențele astfel încât să se actualizeze lista cu numărul real de beneficiari pentru bursele de studiu și ajutor social, astfel încât lista să fie rectificată la Consiliul Local din noiembrie. Pentru elevii din Cluj, bursele de merit sunt de 90 de lei, iar pentru cei din Timișoara de 75 de lei. La Constanța, copiii vor primi abia de acum înainte 35 de lei, anul trecut bursa de merit fiind de doar 25 de lei.